Un polițist din Constanța a recurs la un gest extrem după ce a fost prins în flagrant în timp ce lua mită. Crezând că poate scăpa de procurorii DNA, bărbatul s-a aruncat în mare. Întâmplarea s-a petrecut în portul Tomis ieri seară, când bărbatul care lucrează la Serviciul Investigații Criminale a primit 3.000 de euro șpagă. După ce a fost scos din apă, omul legii a fost dus la sediul DNA Constanța, unde a fost astăzi audiat. Ieri seară, procurorii DNA l-au prins în flagrant pe un polițist constanțean în timp ce primea mită. Bărbatul își dăduse întâlnire în portul Tomis cu un inculpat căruia i-a cerut 3.000 de euro pentru a nu dispune începerea urmăririi penale. Planurile i-au fost însă date peste cap când la fața locului și-au făcut apariția procurorii DNA. Speriat de consecințele faptei sale, bărbatul a sărit în apă fără să se gândească însă că și-ar putea pune viața în pericol. Martor la cele întâmplate, un ospătar de la un restaurant din portul Tomis, a povestit că a observat o persoană care se dezbrăca de haine, iar apoi a sărit în apă. Am văzut doi oameni mergând pe ponton, dintre care unul s-a dezbrăcat de toate hainele și a sărit în apă. S-a dus în not și a ieșit din port, cum ar veni pe la far. Da, vreunul dintre ei uniformă de poliție? Nu, l-am văzut dezbrăcându-se direct și l-am văzut sărind cu celălalt domn. Părea agitat, așa, nu știu. În grabă, da. Pacienta? Da, s-a dezbrăcat în grabă și a sărit. Nu asta, nu s-a uitat în stânga. Și în are cineva pe mal pe aici, agitându-se, nu știu, el? Doar pe domnul respectiv, care a fost cu el și după aia a plecat probabil cu hainele. În ce, pe la ce oră s-a? 12:01. Polițistul prins că a luat mită a fost scos la mal și dus la sediul DNA Constanța pentru audieri. El a fost reținut pentru 24 de ore și astăzi a fost prezentat tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.